Salut, sunt Cosmin Dărbaș și astăzi vreau să spun cum poți să faci mai mulți bani din campaniile tale de SEO pentru magazinul tău online. De cele mai multe ori, atunci când faci SEO, vrei să poziționezi categoriile unui magazin online pentru cuvintele cheie principale. E bine, am desenat aici o mică schemă. Avem prima pagină unui magazin online, categoriile și produsele. H de la homepage, C de la categorii, P de la produse. De cele mai multe ori, prima pagină și a cele mai multe backlink-uri. Pentru că un profil natural organic de link-uri așa va arăta. Foarte multe link-uri spre homepage. Înseamnă că acest homepage are o autoritate foarte mare pentru Google. Autoritate care, după cum se vede, e transferată către categorii. Mai departe, categoriile transferă către produse. Nu e nimic nou, probabil. Corect? E bine, atunci când faci SEO pentru magazinul tău online, trebuie să ai în vedere, ok, cuvintele cheie, categoriile și tot fluxul. Mai mult de atât, trebuie să știi ce vrei să afle omul în Google atunci când caută cuvinte cheie. Ce link din magazinul tău online, ce produs, ce categorie de produse. Așa că o să promovezi, o să duci link-uri, o să faci campanii de backlink-uri spre categoriile tale de produse. Corect? Probabil faci deja asta. Pe urmă, aici la produse, va trebui să ai produsele din categoria respectivă, trebuie să ai un meta description foarte ok. Îți recomand să pui un call to action în descriere, vezi cele mai bune produse, vezi acum cel mai mic preț, să pui chiar și număr de telefon. Corelează campaniile de Google AdWords cu campaniile de SEO. În Google AdWords folosești foarte mult call to action, în SEO se folosește mai puțin, dar poți să folosești. În Google AdWords se folosesc extensii cu număr de telefon, în SEO nu. E bine, poți să spui numărul de telefon în meta descrierea ta. Pe urmă, meta title-ul, asta o știi. După aceea depinde de platformă. La noi la Gomag poți să faci descrierea de categorie. Acea bucată de text jos în partea de la categorie unde adaugi tu text, cuvinte cheie și descrii la tot ce ai găsit acolo. E ok până aici? După care, dacă vrei, ai un produs foarte hot, un gadget care apare acum, un model, o variantă de la un produs, va trebui să duci link-uri și spre pagina de produs. Corect? Pentru că autoritatea din homepage este transferată, dar se pierde. E important să promovezi exact ceea ce vrei tu. Tot e ok până aici, în regulă. Ce se întâmplă dacă tot nu ești mulțumit? Dacă ai poziții în Google, dar tot nu ai foarte multe vânzări? E bine, atunci nu mai este o problemă de SEO, nu mai este o problemă cu agenția sau cu specialistul care îți face ție SEO, este o problemă de business. Sugestia mea ar fi atunci să începi să faci un research, faci un mic studiu de caz, un studiu a concurenței mai exact, să vezi dacă cei care se află deasupra ta în Google sau chiar sub tine au produse asemănătoare cu ale tale. Și uite-te foarte atent la range-ul de preț, la categoria de preț la care se încadrează. Pentru că tu probabil ai prețuri mai mari decât competitorii tăi sau nu ești în piață. Sau ai produse la fel ca și competitorii tăi, dar când omul, vizitatorul, intră din Google în categoria ta de produse, aici, în această categorie, vede produse mai scumpe decât sunt afișate la competitorii tăi. Chiar dacă tu ai acea opțiune de filtrare în funcție de preț, ascendent sau descendent, destul de puțină lume o să acceseze. Primul impact este vizual. A văzut prețurile, a văzut produsele prima dată, prețurile și compară foarte rapid cu experiențele care le-a văzut înainte. Probabil a văzut campanii de Google AdWords care la fel răspundeau paginile de categorii, dar cu alte prețuri. Acum, iar intră platforma ta în schemă, să zic așa, de ar fi să îți faci o ordonare după preț sau să-ți activezi, nu știu, dacă ești client pe Gomag, poți să-ți activezi aplicația pentru recomandări de produse. Ai văzut-o și în unul dintre webinarele trecute. Aplicația îți permite pur și simplu să afișezi în partea de sus a categoriei sau în partea de jos ce produse vrei tu să promovezi, în funcție de preț sau de ce face concurența. Astfel, afișând produse care sunt în piață, produse asemănătoare cu ce mai promovează competitorii tăi, mă refer la range-ul de preț și la calitate, trebuie să fie aceeași, ai șanse mult mai mari ca o acțiune de SEO, o poziționare bună, toate campaniile tale de SEO să genereze mai mult profit. Practic, oferta ta comercială trebuie să fie în piață. Chiar dacă ai o valoare adăugată mai mare,
În Google e foarte ușor să dai click de la unul la altul, să vezi ceea ce... să alegi ceea ce vrei tu. Cam asta e ideea. Una e poziționarea, tot efortul cu optimizările, cu backlink-uri, cu campanii pe care le-ai făcut. Doi e oferta comercială, care o poți ajusta foarte, foarte rapid dacă infrastructura ta informatică, platforma ta de e-commerce poate acest lucru. Dacă ți-a fost de ajutor, lasă-mi un comentariu dacă vrei să vezi cum poți să poziționezi un produs mai în față în Google. Lasă-mi un comentariu și să vin cu un nou video pe acest subiect. Te salut, ne vedem!